Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, unde vreau să stropim vița de vie. La urmă o să și vă arăt strucurii cum arată de impecabil. Și acum vreau să-i stropim pentru că a ploua foarte mult, să-i stropesc pentru mană și ceva purici paianjă. Am ales să dau cu soluții mai bio. Pentru cei care tot mă criticați, vița de vie, în special strucurii de masă, trebuie să-i stropim. Mai ales că anul ăsta chiar a plouat, la 3-4 zile a plouat și dacă nu, sămânează. Și am ales acum să dau cu o zeamă bordeleză, care după cum știți e un fungicid, e mai bio, plicul de 50 de grame, îl băgăm la 10 litri de apă. Și mai băgăm și un insecticid, acaricid, care vine la fiolă de 7,5 ml. Milbec, Kappa, uitați-l. Astea îs mai bio, deci nu îs toxice. Ambele le facem la 10 litri de apă. Haideți ca să vă arăt prima dată cum arată vița de vie. Eu în prealabil am băgat deja soluția în șpriț. Uitați strugurii de masă. Nu s-a afectat, nu nimica. Uitați. Viță foarte nobilă, veche. Bine, mai am unde îs prins un pic. Dar foarte slab, să știți. Ăștia de aici sunt ceva către gust, așa, către busuioc, foarte deosebiți. Și de-aia trebuie să stropim. Pentru că altfel îi prinde mana. Acum o să pun telefonul în trepied. Cei de știut, folosim același șpriț de la micul fermier. Electric. Folosesc de ani de zile și nu avem probleme. Are, face presiune faină. Dăm frumos. Acum un pic vântul nu ne dă pace, dar asta e. Important e să-i stropim, să nu prinde iară ploaia. E păcat de ei. Sunt foarte productiv. Fiecare an, acum dacă îi secetă, îi mai udăm. Cam așa iasă. Acum mai dăm bătaie pe unde mai avem. Vremea ține cu noi. Un pic ce pot să zic că îi vând. Cam asta a fost tratamente la vița de vie bio. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!